Conducerea Administrației Județene a Finanțelor Publice Maramureș a anunțat astăzi că luna noiembrie a fost una bună din punctul lor de vedere. Încasările la buget au avut un trend ascendent. A fost depășit atât programul de încasări transmis de către minister, cât și cuantumul sumelor încasate în aceeași perioadă anului trecut. Astfel, în luna noiembrie 2017, Administrația Județeană a Finanțelor Publice a realizat la bugetul general consolidat al statului încasări în sumă totală de 113,4 milioane lei, mai mari cu 16,2 milioane lei față de încasările din luna noiembrie 2016, respectiv o realizare procentuală de 116,66%. Reprezentantul AJFP Maramureș a afirmat că la bugetul de stat există o diferență în plus de 5,3 milioane lei, în timp ce la bugetul asigurărilor sociale de stat un plus de 8,3 milioane lei. La bugetul fondului de șomaj, 314,5 mii lei, respectiv 124%. Bugetul asigurărilor sociale de sănătate, un plus de 2,1 milioane lei, respectiv 112,4%. În ceea ce privește realizarea programului de încasări, transmis de către Ministerul de Finanțe, acesta a fost realizat și în luna noiembrie, în proporție de 107,2%. Potrivit reprezentantului Finanțelor Publice Maramureș, încasările sunt mai mari cu peste 7 milioane de lei.